Astăzi este Duminica Fiului Risipitor. Și Fiul Risipitor, Cel care a plecat din casa Tatălui Său, are multe lucruri să te învețe. Mai întâi de toate, te învață că distracțiile, bețiile, desfrânările și, în general, toate plăcerile au un sfârșit. La un moment dat, luminile se sting și din toate acestea nu rămâne nimic. Apoi îți arată că mulți dintre oamenii pe care i-ai considerat prieteni, cu care mănânci și bei, atunci când toate merg bine, în clipele grele îți vor întoarce spatele, te vor părăsi. Fiul risipitor te învață că de multe ori în viață te vei afla singur, părăsit, străduindu-te cu greu să o scoți la capăt, străduindu-te din toate puterile să supraviețuiești. Cel mai important este faptul că, prin oricâte ai trece, oricât de jos ai cădea, oricât de singur te-ai simți la un moment dat în viață, oricâte greșeli ai face, nu trebuie să desnădăjduiești. Pentru că mereu va exista o casă în care să te întorci. Mereu va exista un tată care te va aștepta. Iubiți telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Glasul Bisericii la postul de televiziune Nord-Vest TV Satu Mare. Azi îl avem ca invitat pe părintele Cosmin Sopoian, un preot plin de curaj, un preot care vorbește deschis, spunând lucrurilor pe nume, un preot care, fără a ține cont de timp, face tot ce îi stă în putere spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea credincioșilor încredințați lui spre păstorire. Ne cunoaștem de foarte mult timp, dinainte ca sfinția sa să îmbrace haina preoției, păstrând de-a lungul timpului o prietenie frumoasă, curată, sinceră și dezinteresată. Trebuie să mărturisesc faptul că am o deosebită prețuire față de părintele Cosmin, văzând evoluția sa ca slujitor al Sfântului Altar. Părinte Cosmin, bine ați venit în emisiunea noastră! Bună ziua dumneavoastră, părinte, și telespectatorilor dumneavoastră, și bine ați venit în Biserica Sfântul Apostol Andrei din cartierul Curtuiuș, Satu Mare. Pentru început, vă adresez o întrebare biografică. Cine este părintele Cosmin Sopoian? Sunt preotul Cosmin Sopoian, născut în 1980 în satul Măriuș. Am urmat ca clasele primare și gimnaziale în satul natal, după care am absolvit seminarul teologic Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare, după care am urmat secția de teologie pastorală din cadrul Universității din Oradea și pe urmă am absolvit și un masterat în cadrul Universității de Nord Baia Mare la Catedra de Teologie Creștină și Spiritualitate Europeană. Am fost sirotonit în anul 2005 de către Preasfințitul Părinte Iustin al Maramureșului și Sădmarului, în Duminica Tuturor Sfinților, pe seama nou înființatei parohii săi, fiind primul preot paroh care am deschis drumul acestei nou înființate parohii. Am slujit acolo 12 ani și 7 luni, iar din anul 2018, odată cu retragerea la pensia părintelui Viorel Pașca de la parohia aceasta Sfântul Apostol Andrei, postul s-a vacantat, a fost pus la concurs de episcopia Maramureșului și Sădmarului și din 2018, luna martie, până astăzi slujesc aici. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! În această duminică, a 34-a după Rusalii,
citim la Sfânta Liturghie o admirabilă pericopă evanghelică a Fiului Risipitor, numită pe drept cuvânt de către teologi perla sau nestemata Noului Testament. Fiind cuprinsă în Sfânta Evanghelie după Luca, în capitolul 15, versetele 11 până la 32. Voi da citire acestei pericope evanghelice, după care vă rog, Părinte Cosmin, să stăruiți puțin asupra interpretării acesteia. Zisa Domnul pilda aceasta. Un om avea doi fii și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Atunci el le-a împărțit averea. Dar nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit averea trăind în desfrânări. Și, după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Și ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei țări și acesta l-a trimis la țarinile sale să pască porcii. Și dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar, venindu-și în sine, a zis: Câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pierd aici de foame. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune: Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și, ridicându-se, a venit la tatăl său. Dar încă, departe fiind el, l-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă și, alergând, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Atunci i-a zis fiul: Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către slugile sale: Aduceți de grabă haina lui cea dintâi și îl îmbrăcați și dați inel în mâna lui și încălățăminte în picioarele lui. Apoi, aducând vițelul cel îngrășat, înjunghiați-l, ca mâncând să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și au început să se veselească, iar fiul cel mare era la țarină. Când a venit el și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. Atunci, chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă acestea. Iar ea, sluga, i-a spus: Fratele tău a venit și tatăl tău a înjunghiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a primit sănătos. Și el s-a mâniat și nu voia să intre, dar tatălui, ieșind, îl ruga. Însă el, răspunzând, a zis tatălui său: Iată, de atâția ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta și mie niciodată nu mi-ai dat un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averia cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Vă ascultăm, Părinte! Întâi de toate, aș vrea să vă spun că m-am gândit la o temă de actualitate, dată fiind și perioada de pandemie prin care trecem, și am intitulat-o sugestiv:
dragostea lui Dumnezeu care alungă deznădejdea. Minunat. Dar înainte de a intra în această temă, aș vrea să fac câteva considerații generale referitoare la această perioadă în care am intrat, și anume perioada Triodului, și câteva considerații generale referitoare la parabolele Domnului. Suntem în a doua duminică pregătitoare a Sfântului și Marelui Post, Duminica Fiului Risipitor sau a 34-a după Rusalii. Și noi știm că anul bisericesc se împarte în trei mari perioade, perioada Optoihului, a Triodului și a Penticostarului, nume care derivă de la trei cărți de cult pe care le folosim în cultul nostru divin public. Și ce frumoasă este Ortodoxia că fiecarei perioade îi corespunde una dintre cele trei slujiri și demnități ale Mântuitorului Iisus Hristos, de împărat, de profet sau învățător și de arhiereu. Respectiv, perioadei Octoihului îi corespunde demnitatea învățătorească sau profetică a Mântuitorului, perioadei Triodului îi corespunde slujirea arhierească a Mântuitorului și perioadei Penticostarului demnitatea împărătească. Și în această perioadă, Biserica evidențiază slujirea arhierească a Mântuitorului. De ce? Pentru că arhiereu înseamnă, printre altele, a sluji, așa cum frumos spunea Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, în capitolul 5, că arhiereul este luat dintre oameni și pus spre cele ale Dumnezeu ca să aducă jertfă pentru păcate. Parabola fiului risipitor pe care am ascultat-o în cadrul duminicii de astăzi face parte din capitolul al 15-lea după Evanghelistul Luca, un capitol dedicat ființelor și lucrurilor pierdute, respectiv o oaie rătăcită dintre 100, o drahmă sau o monedă pierdută dintre 10 și un fiu pierdut dintre 2 fii. Și acest capitol este unul dintre cele mai binefăcătoare capitole. Atunci când te simți trist, când simți că nimeni nu te mai iubește, citiți capitolul al 15-lea după Evanghelia după Luca și o să vedeți ce stare de bine o să ne dea. Pilda fiului risipitor este, așa cum ați menționat, o capodoperă a Noului Testament, putându-se numi deopotrivă pilda celor doi fii rătăciți, pilda tatălui iertător sau chiar pilda iertării dumnezeiești. Și este aparte această pildă, de ce? Pentru că ni-l descoperă Iisus Hristos în această parabolă pe Dumnezeu mai aproape ca oricând față de omul păcătos. De pildă, în parabola neghinei sau asemănătorului, Dumnezeu este semănătorul și omul sămânța. În pilda lucrătorilor viei, Dumnezeu este stăpânul, iar noi slujitorii. În parabola fiului de împărat, nunții fiului de împărat, Dumnezeu este împăratul și noi invitații sau mesenii. Dar această pildă este unică pentru că ni-l descoperă pe Dumnezeu în calitatea lui de tată. Nu doar lucrători ai viei, nu doar meseni, ci fii ai săi. Și în relațiile umane, tatăl este cel care are o deschidere aparte și copiii chiar simt și fie această dragoste a părintelui. Și nicăieri nu se simte această relație. Ai un sentiment față de șeful direct de la serviciu, față de o rudenie de departe, dar dragostea față de tatăl este una specială. Și am fi fost într-adevăr văduviți dacă această parabolă ar fi lipsit din Sfânta Scriptură, pentru că ne pune, cum spuneam, în calitatea aceasta de fi și avem perspectiva revenirii acasă, pentru că Dumnezeu Tatăl este Cel care ne așteaptă, chiar ne pândește la poartă
și așteaptă întoarcerea noastră în sânul casei și ne primește cu brațele deschise. Contextul sau motivația pildei este redată de primele două versete din Evanghelia după Luca, din capitolul 15. Și spune aici, și se apropiau de el toți vameșii și păcătoșii ca să-l asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau zicând, acesta, adică Iisus, primește la sine pe păcătoși și mănâncă cu ei. Cu alte cuvinte, Mântuitorul Iisus Hristos, împărtășind pilda aceasta, vrea să arate de fapt că în cei doi fii ai tatălui din parabolă sunt două tipologii de oameni, de fapt. Tipologia fiului celui mic este tipologia vameșilor și a păcătoșilor. Și tipologia fiului celui mare este cea a cărturarilor și a fariseilor. Și Iisus Hristos vrea să justifice de ce acordă o mare parte din timpul său păcătoșilor și vameșilor. Pentru că aceștia manifestau cu adevărat dorința de întoarcere. Printre alte, la un moment dat, Iisus Hristos va spune, n-am venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Și apoi, Iisus Hristos relatează această parabolă, care este una foarte cunoscută și populară. Se spune că un tată avea doi fii. Și la un moment dat, noi știm că un părinte își scrie testamentul atunci când se apropie momentul de plecare din această lume. Numai că fiul cel mic se pare că n-a mai avut răbdare până ca tatăl să le spună în mod expres ce parte de avere le revine fiecăruia dintre cei doi fii. Și nemai având răbdare, pentru că îl împingea entuziasmul tinereții, spune, tată, eu vreau să-mi dai partea mea de avere. Și acum, spre surprinderea ascultătorilor, Mântuitorul Iisus Hristos, tatăl împarte averea. Bineînțeles, nu în mod egal, celui mare, în virtutea dreptului de întâi născut de la evrei, îi dă o parte mai însemnată și fiului celui mic partea ce îi se cuvenea. Sigur că fiul o mai fi rămas câteva zile în casa tatălui ca să-și convertească averea în bani. Cu siguranță în această parte de avere a fiului au fost și țarini, au fost și animale, au fost și obiecte și le-a convertit în bani, după care s-a dus într-o țară îndepărtată, trăind în desfrâu, în petreceri, până când, înconjurat de prieteni falși, și-a băgat mâna în buzunar și a constatat că tot ce avusese de la tatăl s-a risipit. Și atunci s-a dezonorat într-un chip amarnic, ajungând să pască turmele de porci ale unui om din acea țară. Și momentul acela de deznădejde, așezându-se probabil lângă un gard și porcii pășteau în liniște, de unde și el mânca din troaca porcilor, pentru că ajunsese în această stare, porcii însăși simbolizează starea de decădere morală în care fiul a ajuns, și-a revenit în fire și și-a spus, așa cum frumos vorbește versetul 17, a zis fiul, câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pierd de foame aici. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta. Și m-aș opri aici, pentru că finalul îl cunoaștem, fiul se întoarce, este reprimit cu mare bucurie și dragoste de tatăl, este repus în demnitatea de fiu prin haina, încălțămintele și inelul pe care îi le dă tatăl și apoi cunoaștem
ospățul pe care îl face tatăl în cinstea întoarcerii fiului și atitudinea de invidie a fratelui său celui mare. M-aș opri aici pentru că mi se pare că acest fiu a fost unul deștept. Și spun asta pentru că în momentul lui de maximă cădere și-a revenit și s-a întors la tatăl. Pentru că nu-i așa mulți oameni în momentele acestea de deznădejde ajung să se sinucidă. Și eu v-aș pune în fața ochilor două exemple a unor oameni care au căzut în deznădejde, neputând trece peste această perioadă de încercare a vieții lor. Și primul caz este cel al apostolului Iuda Iscarioteanu, care a trăit 3 ani și jumătate în preajma Mântuitorului Hristos. Chiar a făcut parte din cercul celor 12. Și în loc să fie mai bun, inima lui a căzut pradă banilor. Chiar ne spune evanghelistul Ioan că avea pungă și lua ce se punea în ea. Iuda avea niște planuri cu Iisus Hristos. Se gândea că va fi uns rege în Ierusalim Hristos și el va fi sau va avea o poziție privilegiată, posibil de un general sau chiar altă poziție pe lângă Mântuitorul Iisus Hristos, dar Iisus Hristos îl dezamăgește. De ce? Pentru că el a afirmat de atâtea ori că n-a venit să ia o împărăție pe calea armelor, ci vrea să arate că de fapt este împăratul inimilor și al sufletelor noastre. Și atunci îi conduce pe cei care căutau să-l prindă în grădina Ghețimanii, deoarece Iuda cunoștea foarte bine locurile unde Iisus Hristos se retrăgea adeseori. L-a vândut, dar pe urmă văzând că Iisus Hristos este bătut nedrept și toate duc spre a-L osândi pe Iisus Hristos la moarte, Iuda face un gest de mare curaj. Se întoarce la cel cărora l-au vândut pe Iisus Hristos și le aruncă banii. Numai că ce a urmat este trist pentru Iuda și pentru noi cei care îl avem în fața ochilor până astăzi, ieșind afară în întuneric, s-a spânzurat. Ei, în antiteză cu Iuda este apostolul Petru, care în seara cinei de taină, în foișorul cel de sus, Iisus Hristos îi avertiza că ei se vor risipi. Principiul bate voi păstorul și se vor risipi oile. Și atunci apostolul Petru îi făgăduiește că îl va urma până la moarte. Ce s-a întâmplat știm. Atunci când Iisus Hristos este dus la curtea arhiereului, este recunoscut și apostolul Petru se leapă de 3 ori. Ieșind de acolo, în întunericul nopții, apostolul Petru plânge cu amar. De aceea este, și am insistat să pun pe acești doi apostoli în antiteză, pentru că apostolul Iuda în întunericul nopții ajunge să-și ia zilele și apostolul Petru ajunge să plângă cu amar. Și după înviere, ne spun Sfintele Evanghelii că Iisus Hristos se arată ucenicilor și lui Petru. De ce? Pentru că Iisus Hristos dorea să se întâlnească în mod special cu Petru. Iar în ultimul capitol al Evangheliei după Ioan, la Marea Tiberiadei, Iisus Hristos îl întâlnește din nou și îl întreabă de 3 ori. Petre, mă iubești tu pe mine? De ce face Hristos aceasta de 3 ori? Pentru că de 3 ori s-a lepădat și în felul acesta îi vindecă și repară sufletul și oarecum apostolul Petru este reconfirmat în
treapta de apostol sau în misiunea aceasta sfântă de apostol al Domnului. Și al doilea exemplu din Sfânta Scriptură, care a căzut în deznădejde și a pierdut speranța, este regele Saul, care, știm foarte bine, a fost unsul lui Dumnezeu, uns de profetul Samuel prin voie și lucrare dumnezeiască. Era un om aparte în sânul poporului lui Israel, cel mai înalt, cel mai chipeș, fapt pentru care a avut calități morale și fizice, și pentru aceasta Dumnezeu a hotărât să fie primul rege al lui Israel. Și ne spune Sfânta Scriptură că Saul la un moment dat a fost și proroc. Asta înseamnă că Duhul Sfânt sălășluia în el. Dar pe măsură ce au trecut anii, Saul devenea tot mai viclean și mai invidios. Și cunoaștem acele momente în care îl tot alunga de la fața lui pe cel care urma să fie succesor pe regele David. Dar, la un moment dat, și episodul acesta este descris în 1-a carte a regilor, în capitolul 28, pentru că poporul lui Israel se lupta deseori cu filistenii, regele Saul, buimac fiind, se duce la o vrăjitoare din Endor ca să-i ghicească care va fi soarta războiului cu filistenii și cere un lucru aparte acesteia, să-i aducă sufletul lui Samuel ca să-l consulte în privința posibilei victoriei a evreilor asupra filistenilor. Și ne spune Cartea Sfântă că atunci a avut loc o vedenie înfricoșătoare, inclusiv vrăjitoarea și Saul s-au tulburat. Ne spune că ar fi venit sufletul lui Samuel și ar fi spus lui Saul: astăzi eu și tu vom fi împreună. Saul se duce la luptă de acolo foarte tulburat, pierde lupta și în cele din urmă, văzând că a fost înfrânt de filisteni, îi cere soldatului său personal să-l ucidă. Acesta refuză și atunci regele Saul face un gest necugetat și se aruncă în propria sabie. Și acum sigur că ne întrebăm, oare chiar s-a arătat în acea zi Samuel lui Saul? Nici de cum. Totdeauna la vrăjitori și descântători nu se arată sufletele dreptilor, pentru că acestea ne spun Sfintele Scripturi că sunt în brațele lui Dumnezeu. În acea zi s-a arătat de fapt diavolul. Aceste două exemple le-am pus înainte pentru a arăta prin prisma parabolei fiului risipitor că Dumnezeu este bun, iertător, atot bun și asemeni tatălui din parabolă așteaptă să ne întoarcem acasă. Atitudinea lui este deschisă de dragoste, cu brațele părintești, numai ca noi să arătăm inimă înfrântă și smerită și, bineînțeles, o dorință vădită că dorim să ne schimbăm și să ne îndreptăm. Părinte Cosmin, precum ați menționat, Evanghelia de azi, de fapt această pericopă a fiului risipitor, ne vorbește despre iubirea, iertarea și răbdarea Tatălui Ceresc. De fapt, esența creștinismului este iubirea, care, potrivit părintelui Dumitru Stăniloae, are două capete, unul către Dumnezeu și altul către aproapele. Părinte, cum s-a manifestat și se manifestă iubirea lui Dumnezeu față de neamul omenesc? Cum putem noi, fiii săi, să răspundem iubirii lui Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc? Sigur că este un subiect vast și inepuizabil. Corect.
Dar așa cum spun Sfintele Scripturi, și aș evidenția doar câteva aspecte din Sfintele Scripturi, dragostea lui Dumnezeu, care este natura lui, de fapt, așa spune Ioan Evanghelistul, cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, care este iubire. Deci dragostea lui Dumnezeu, întâi de toate, s-a manifestat prin faptul, prin actul creației. Și față de om în mod special, pentru că omul a fost creat și zidit după chipul și asemănarea lui. Și mai presus de orice, omul care, cum frumos afirmă Preasfințitul Justinian, Justin este cel mai important proiect al său. Frumos. Și în această demnitate de coroana creației, omului i s-a dat posibilitatea să le stăpânească pe toate. Așa afirmă Cartea Facerii în capitolul 1 și spune: și Dumnezeu i-a binecuvântat, adică prima pereche de oameni, și le-a zis: creșteți și vă mulțiți și umpleți pământul și supuneți și stăpâniți peste păștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile ce mișcă pe pământ și peste tot pământul. De altfel, prorocul David, evidențiind această demnitate a omului de coroana creației, spunea în Psalmul 8 că micșoratul ai pe el cu puțin mai presus de îngeri și cu cinste și cu slavă l-ai încununat. Apoi cred că dragostea infinită a lui Dumnezeu s-a manifestat față de umanitate prin faptul că la vremea cuvenită sau la plinirea vremii a hotărât întruparea Fiului Său, Iisus Hristos, ca să vină pe pământ și să ia asupra-și păcatele noastre. Făcându-se în acest fel, fratele nostru cel mai mare s-a înomenit, a luat asupra lui toate afectele firii omenești în afară de păcat. Și cred că dovada supremă a iubirii milostive a lui Dumnezeu față de noi oamenii s-a manifestat în actul răstignirii. Este dovada supremă de iubire a lui Dumnezeu Tatăl față de noi oamenii. Așa este. Și ca să răspund și la cealaltă întrebare a dumneavoastră, este ca dovada împlinirii iubirii și răspunsul iubirii noastre la iubirea lui Dumnezeu este acel cuvânt dinainte de cuvântarea de despărțire, când spune apostolilor: cel care are poruncile mele și le împlinește, acela este cel care mă iubește. Părinte, știu că ați fost și sunteți foarte implicat în activitatea de catehizare a copiilor din parohia dumneavoastră, atât la Săi, cât și în Satul Mare. De ce este oare nevoie de educația religioasă, spirituală a copiilor, atât în biserică, cât și acasă, dar și la școală? Ne puteți oferi câteva exemple de bună practică cu referire la acțiunile dumneavoastră cu copiii și tinerii? Consider că activitatea catehetică a păstorului de suflet, în primul rând, pornește de la situația cu care se confruntă creștinismul astăzi. Pentru tineri sunt multe provocări și noi consider că trebuie să venim în întâmpinarea lor. Pentru că adeseori s-a, cel puțin percepția tinerilor asupra preoțimii, era ca și oarecum un om inaccesibil. În cealaltă parohie, sigur am avut fără a fi prilej de laud, am avut câteva activități, excursii în primul rând, aveam întâlniri săptămânale în care făceam câteva cateheze practice, de pildă
cum este împărțită Sfânta Biserică, care sunt obiectele din Sfânta Biserică și simbolismul acestora. Învățam o priceaznă sau două pe care duminica copiii le cântau la momentul potrivit din Sfânta Liturghie. Sigur că n-am făcut de ajuns. Aveam acolo un grup de 10-14 copii pe care contam aproape tot timpul, dar vreau să vă spun că este o diferență de pastorație mare dintr-o parohie din mediul rural față de cea din mediul urban. Am încercat să fac aceleași activități și aici, la Biserica Sfântul Apostol Andrei. Am reușit două școli de vară în parteneriat cu alte parohii, și anume Culciu Mic, Culciu Mare, Cărășeu, Măriuș, Sâi și Roșiori. Am rămas în parteneriat, chiar dacă am venit la Satul Mare. Am făcut pe urmă câteva ateliere de creație, sigur nu este de ajuns. La toate acestea nu putem uita, nici eu, nici colegii parteneri în aceste activități, că un rol aparte l-au avut tinerii din Ascor, parohiile asigurându-le doar suportul material și locația și de activități, sigur că se ocupau tinerii aceștia minunați din Ascor, alături de care avem o frumoasă colaborare și chiar mă simt privilegiat că i-am ca și prieteni. Părinte Cosmin, am slujit deseori împreună cu Sfinția voastră și v-am admirat râvna cu care îl iubiți pe Dumnezeu, conducându-vă cu putere credincioșii pe calea mântuirii. Însă, pe lângă slujirea lui Dumnezeu, dumneavoastră sunteți implicat și în slujirea aproapelui, prin acțiunile filantropice pe care le susțineți. Dacă vă rog, ne puteți ilustra în câteva cuvinte misiunea dumneavoastră caritativă în sânul comunității pe care o păstoriți? Aveți anumite planuri de viitor în această direcție? Sigur, cuvântul filantropie exprimă în sens biblic în biserica noastră atât iubirea cât și bunătatea lui Dumnezeu. Filantropia exprimă iubirea sa dumnezeiască față de om ca făptură al mâinilor sale. Și este atât de bine cunoscut acel verset de la Sfântul Ioan Evanghelistul din capitolul 3, că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său l-a dat, că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iubirea sa eternă este exprimată în actul kenotic, în aceea că Fiul lui Dumnezeu a luat chip de rob. În viața primară a bisericii, filantropia cunoștea trei direcții. De altfel, creștinismul a și cucerit lumea prin acel dicton: priviți cât de mult se iubesc. Dacă luăm activitatea celor 7 diaconi, știm că filantropia a cunoscut trei direcții, și anume agapele sau mesele frățești, ajutorarea văduvelor sau orfanilor și colecte pentru comunitățile sărace. Biserica a avut ca model suprem de filantropie pe Dumnezeu, iar mai apoi ca structură organizatorică așezămintele unor sfinți părinți din viacul de aur, secolele 4-5, și prin aceștia am enumerat pe cei trei ierarhi, Vasile, Grigore și Ioan. Sigur că eu sunt adeptul că atunci când facem ceva bun să fie discret. Așa ne cere și Mântuitorul în predica de pe munte: când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta și Dumnezeu care vede nascuns îți va răsplăti. Doar că adeseori
biserica a fost lovită tocmai pe acest subiect sensibil, că am fi oarecum atât biserica cât și slujitorii ei oaia neagră a societății, că nu ne facem datorii acolo unde suntem. Bine punctat. Și nu ar trebui să ne mire că întâmpinăm o persecuție ideologică. Preasfințitul chiar a avut un articol deosebit, Războiul ideologiilor cu Hristos. De altfel, Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 10, când îi trimite pe apostol, chiar îi avertizează despre ostilitatea cu care vor fi primiți. Și apostolul Pavel chiar ne spune, ajuns am ca gunoiul, ca măturătura tuturor până astăzi. Deci nu trebuie să ne mire. Și de aici biserica s-a văzut nevoită să publice actele de social, filantropice și caritative. Și v-aș da o cifră pe care am luat-o de pe site-ul episcopiei noastre, și anume, anul trecut s-a cheltuit în acest sens social-filantropic 3,3 milioane de lei și beneficiari au fost 28.859 de persoane. La nivel parohial al comunității de la Sfântul Andrei am derulat programele recomandate de episcopia noastră. Oferă un dar de nașterea Domnului, îmbracă un copil de Sfintele Paști, ghiozdanul micului creștin, în perioada începerii anului școlar. Apoi avem o colaborare cu Asociația Noel, care totdeauna ne cere și ne solicită ajutorul, pentru că adeseori sunt copilași care au nevoie de sume fabuloase pentru a suferi o operație în Occident, și pentru aceasta, anul trecut, de pildă, am răspuns la 4 solicitări. Sigur că avem în cadrul parohiei câteva familii cu situație socială precară și monitorizăm și adeseori le împărțim produse alimentare și suntem aproape de ei ca să știe că nu sunt singuri. Dumnezeu să vă răsplătească, dăruindu-vă multă putere de muncă în continuare, dinpreună cu credincioșii dumneavoastră. În încheiere, având în vedere contextul actual privind pandemia planetară generată de virusul SARS-CoV-2 sau COVID-19, vă rog, Părinte Cosmin, să adresați un cuvânt de mângâiere, dar și de speranță, telespectatorilor noștri. Luna viitoare se împlinește un an de când a fost instituită starea de urgență pe teritoriul României pentru a preveni limitarea de răspândire acestui virus care a schimbat lumea întreagă. Și sigur că și credincioșii noștri au trecut prin momente de deznădejde. Au urmat acele restricții care au fost chiar benefice, trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Sigur, unii s-au revoltat văzându-și libertatea îngrădită, dar au fost necesare. Și cred că trebuie să le dăm un cuvânt de speranță, de optimism și de nădejde, pentru că încă nu am scăpat de această pandemie. Și în felul acesta aș vrea să spun o legendă inspirată din Vechiul Testament, în care se spune că fiul regelui David, Solomon, se juca în curtea palatului regal și din palat iese bijutierul regelui David, foarte apăsat și necăjit, și Solomon îl întreabă, ce s-a întâmplat cu tine? Păi zice, uite, tatăl tău, regele, mi-a dat o ascultare aparte, să-i fac un inel, nu contează materialul din care va fi confecționat, dar să aibă două însușiri. Când voi fi trist, să mă bucure, și invers. Și
Viitorul rege Solomon, copil fiind era înțelept, îi spune, este atât de simplu, scrie pe acest inel și asta va trece. Și tatăl meu când se va uita, va ști că atât bucuria cât și întristarea sunt doar două stări trecătoare. Ei, noi ca și creștini trebuie să ne punem nădejdea deplină în Dumnezeu, pentru că El este Părintele tuturor darurilor și de la El vine toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. Zice că omul poate fi fără de mâncare 30 de zile, fără apă 3 zile, fără aer 5-6 minute, dar fără speranță și nădejde omul nu poate trăi nici o secundă. Și v-aș aduce ca exemplu pe părintele logoterapiei moderne, Viktor Frankl, care a fost deținut în 4 lagăre naziste. Și spunea el, printre altele, dacă vrei să vezi o mostră a iadului, du-te la Auschwitz. Este întrebat la un moment dat cum a reușit să supraviețuiască în acele locuri și el spune, dacă nu aveam nădejde, dacă nu-mi legam viața de un sens, n-aș fi putut supraviețui, pentru că a fost martor la sute de deținuți care au murit tocmai pentru că și-au pierdut nădejdea. Și apoi și studiile medicale arată, în cazul bolnavilor aflați în stare terminală, cât vor trăi în măsura în care au nădejde. Și aș încheia cu un cuvânt al unui teolog catolic, Emil Brunner, care spunea așa de frumos, ceea ce este oxigenul pentru plămânii omului, aceasta este nădejdea pentru sensul vieții umane. Așa cum soarta omului depinde de rezerva de oxigen, așa și soarta omenirii depinde de rezerva ei de nădejde. Și în încheiere aș vrea să dau citire unui verset din cartea Deuteronom. Este momentul acela în care prorocul Moise cedează locului celui care va veni la conducerea poporului evreu, Iosua Navi. Și printre altele, ca mesager al lui Dumnezeu, se adresează poporului așa. Fiți tari și curajoși, nu vă temeți, nu vă îngroziți, nici nu vă înspăimântați de ei, că Domnul Dumnezeu va merge El însuși cu tine și nu se va depărta de tine și nici nu te va părăsi. Amin. Părinte Cosmin Săpoian, timpul a trecut foarte repede, însă a trecut într-un mod atât de plăcut, încât nici nu am cuvinte să vă mulțumesc. Totuși, îndrăsnesc în numele telespectatorilor noștri să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această frumoasă emisiune. Și vă asigurăm de dragostea noastră, de prețuirea noastră și de prietenia noastră. Iubiți telespectatori, îl rog pe Dumnezeu să vă binecuvinteze, iar pe dumneavoastră vă rog insistent să rămâneți lumină în lume, prin gânduri, cuvinte și fapte bune. Unde este credință, acolo este iubire. Unde este iubire, acolo este pace. Unde-i pace, acolo e binecuvântare. Unde-i binecuvântare, acolo e Dumnezeu. Unde-i Dumnezeu, acolo lipsă nu e. Să rânduiască Dumnezeu, să ne reîntâlnim cu sănătate, cu pace și bucurie. Vă mulțumesc pentru atenție!